Cel mai mulțumesc că asta maturizare artistică, noi îi spunem simplu evoluție, Connector la noi. Bună dimineața, bine ai venit. Să-i salutăm și pe domnii din band care s-au trezit de cu dimineață. Bineînțeles, Daniel Pirici, Tudor, Laurențiu, Ciobi și bineînțeles, Răzvan Matacă. Îmi place tare mult, versurile îmi plac foarte mult și îmi place când un artist se implică puternic în ce înseamnă procesul ăsta de creație. Cu George Hor ai lucrat, dar... Da, George e un om care lucrăm de ceva timp și l-am descoperit de curând, sincer. Știam că e talentat, dar până nu lucrezi cu omul, nu-l cunoști cu totul. Și îi mulțumesc pe această cale. Are un talent extraordinar. Vine, aude niște lucruri și spune: băi, ia fi atent. Le mai schimbă puțin și ies lucruri minunate. E o piesă de suflet. Nu știu cât s-au înțeles mesajul. Oricum, e o treabă mult prea personală ca să am așteptări în cifre de la ea. Da, să știi că oamenii se regăsesc de obicei în poveștile altora. Asta e minunat. Muzica cred că trebuie să vindece mai întâi. Și mai întâi. Cum se anunță tău asta? Cum îți place la Te Cunosc de undeva? Sincer să spun, am venit cu sufletul ușor îndoit. Adică am zis: băi, o să renunț la munca mea de studio. Ce o să fac toată perioada asta? E mult de muncă. Dar am dat de niște oameni grozavi cu care mă înțeleg extraordinar și care se formează ușor o familie. Vorbesc de Romica, de Jean și de toți restul colegilor. Sunt minunați, sunt oameni frumoși. Am văzut că râdeți mult la maxim, filmări. Maxim, e grav. Dacă mulți dintre voi, oboseli, concerte, nu-ți... Da, uiți tot. Dar uiți cumva tot lucrurile... Pe Connector l-am văzut joia trecută la petrecerea de lansare de grilă a Antenei, unde a fost Maluma și după aia Connector. Maluma fără barbă. N-am știut, acum mi-a zis pe pagina lui de Instagram, a publicat o fotografie de la eveniment cu Antonia și după aia a văzut când a ajuns acasă că în spatele lui era unul cocârjat. Ăla cocârjat sunt eu și comentariul este genial, momentul ăla când alții petrec, iar tu știi că mâine dimineața e emisiune. Sărmanul ăla trist, ăla din spate, eu sunt. Băi, de jur că la asta m-am gândit când am văzut poza. Zic: bă, săracul, cred că se gândea că are emisiune mâine dimineață. Zic: trebuie să pun poza asta. Maluma în varianta asta, Connector în premiera dimineții de azi. Pe Instagram îl găsiți că tot postează mai des acolo Connector. Ați avut pagina Adinaur și pe Facebook, pentru că s-au obișnuit deja cu mediul online. Băi, să ai o toamnă spornică, să ai energie pentru Te Cunosc de undeva, că te așteaptă un decembrie complicat, nu e așa? Așa este, da. E un decembrie plin, dar așa este bine unui artist. Nu uitați să vă uitați la Te Cunosc de undeva, ca să vedeți ce nu credeți că o să vedeți vreodată. Să mă vedeți pe mine pe tocuri, de exemplu. Ceva extraordinar. Te-ai și... Da, mi-a povestit Jean. Vezi că atunci când trebuie să te duci la toaletă, pentru că ai tot felul de chestii de-astea femei și puse peste, dres, deci n-ai cum să te... Și mi-a spus Jean, și că bă, vezi că eu știu, asta făceam cu Nașii tu, cu Pepe, sezoanele trecute. Mă chem când vrei să te duci la toaletă, mă chem. Nu. Și tu te duci cu Jean la toaletă? Păi ce dracu să... Că are un cutter la el și mai taie din... Așa, și... Nu știu dacă e emisiune, dacă e studio de registrări sau studio de epilat definitiv. Ce acolo, bă, băiatule? S-a întâmplat și asta, da. Când îi cauți, nu mai e, da, s-ar putea să-ți placă, fii atent. Nu știu ce să zic. Ușor cu familia tradițională. Exact. Hai să luăm o scurtă pauză, nu? Să ne revenim cu nervii nervoși ai capului și să mai povestim. Connector de găsit, piesa s-a lansat, Încredere se numește, și o găsiți desigur pe YouTube. Dacă vă regăsiți și voi în poveștile sau în versurile lui, cu atât mai bine. Pauză, ne întoarcem.